Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Începem o nouă ediție a emisiunii News Express, la care o avem alături de noi ca invitată în studio pe doamna Cornelia Geambașu, directorul executiv al Direcției Județene de Statistică Buzău. Bine ați venit în emisiunea noastră și vă mulțumesc frumos pentru asta. Și eu mulțumesc mult pentru invitație, pentru o invitație atât de promptă vis-a-vis de furnizarea comunicatului de presă cu rezultatul recensământului populației și locuințelor. Parțial. Chiar asta voiam să vă întreb, doamna Geambașu, de ce avem în continuare datele parțiale? Adică provizorii. Provizorii, scuze. Și, practic, când le vom avea pe cele finale sau ce mai trebuie făcut ca să le avem și pe cele finale? Da. Mai sunt în perioada următoare, noi, deși în principiu ca și număr, populația asta este, cu plus minus ceva nesemnificativ, pentru că urmează o perioadă în care mai comparăm cu alte baze de date și deci mai facem niște corecții. Și practic când vor fi finale? Către sfârșitul anului acesta, rezultatele vor fi definitive. Definitive. Bun, ce se întâmplă după acest recensământ mai exact? După acest recensământ, ținând cont de toate fenomenele demografice, respectiv nașteri, decese, căsătorii, divorțuri și migrația internă-externă, populația se va recalcula. Deci recalculat pentru anul 2022 este un moment și adaugi născuți, scazi decedați, adaugi pe cei care își schimbă reședința, domiciliu în țara, județul nostru și îi scazi pe cei care pleacă definitiv din țară, din județ. Bun, și se calculează anual populația rezidentă. Practic, cam când ar urma să se mai facă următorul recensământ? Peste 10 ani, nu? Nu se va mai face chiar peste 10 ani. Ne modernizăm și noi. Și pornind de la baza care a stat la sectorizarea teritoriului, respectiv o aplicație WebGIS, noi vom o actualiza cu tot ceea ce înseamnă construcție nouă de locuințe și demolările și cu aceste fenomene demografice și într-un viitor nu foarte îndepărtat vom reuși să avem informațiile, aproape toate informațiile pe care le avem la un recensământ anual. Ah, bun. Parcă a mai fost și cel agricol, nu? Dar o să discutăm cu altă ocazie despre acesta. Acum să revenim la comunicatul pe care l-ați trimis și la ce date avem aici. Așadar, câți cetățeni a pierdut per total municipiul Buzău? Știți că înainte de a veni aceste date provizorii, s-au vehiculat alte cifre. Da. A fost o adevărată... suspin, ca să zic așa. Unii plânge. Un suspin pentru că populația estimată a fost la 395.000 de locuitori pentru județul Buzău și în urma recensământului au rezultat 404.979. Am scăzut cu 46.090 de persoane față de recensământul din 2011. Scăderea este destul de mare. Îmbucurător este totuși faptul că până la urma urmei suntem mai mulți decât s-a estimat. Estimatul a fost calculat cu trenduri, neavând niște informații, toate informațiile. Uh-huh. Adică s-a pornit de la recensământul din 2011 cu sporul natural, sporul migratoriu, dar nu toate datele le-am avut și atunci s-a mers pe un trend. Se merge de regulă pe o variantă medie, nu pe optimistă, nu pe pesimistă. Uh-huh. Deci, până la urmă, practic, cât avem în municipiul Buzău? În municipiul Buzău, da, pentru că și aici a fost o discuție, au fost estimate 100.300 de persoane și până la urmă am reușit să stabilim populația rezidentă la 103.481 de persoane, față de 115.000 la recensământul precedent, este o scădere. Da, este într-adevăr. Acum, fiindcă vorbeam că avem aici datele provizorii, vă așteptați ca la finele anului, așa cum ați zis că vor fi cele... Să fie diferențe? Nu. Nu vor fi. Nu. Sunt corecții care vor mai fi poate de localizare, să zicem că între un sat și altul al unei comune sau o localizare care n-a fost foarte corect făcută la un cetățean din municipiul Buzău, n-a fost poate strada scrisă corect. A fost și acea nebunie exact, cu nomenclatorul stradal. A fost la
un moment dat, da, nebunie cu nomenclatorul stradal nu numai în municipiul Buzău, pentru că aici să zicem că el există. Da, da, da. Cetățenii n-au știut că s-a schimbat denumirea străzii și s-a și renumerotat. În schimb, în marea majoritate a unităților administrativ-teritoriale din mediul rural nu există. Da. Nu există un nomenclator stradal. Și asta face extrem de dificilă poziționarea într-un punct pe harta acelui oate. Da, asta așa este. Bine, sunt unele care au schimbat, dar tot așa n-au anunțat. Mă rog, sunt mai multe. Da, plus că nu se regăsesc toate transformările astea, încă nu se regăsesc în actele de identitate ale cetățenilor. Și atunci când faci o comparație cu baza de date de la evidența persoanelor, n-ai cum să le aduci pe aceeași linie. Crearea populației la nivelul orașelor și a comunelor. În momentul de față, afectarea poate să fie în ceea ce privește accesarea fondurilor europene. Și asta am spus-o de la bun început. Da. Dacă te duci cu gândul la legislația care stabilește numărul de consilieri, aceea nu face încă referire la populația rezidentă. Dacă va suferi modificări legislației, atunci sigur implicațiile vor fi cu totul altele. Deci din punct de vedere economic vorbim aici, politic acum, chiar? Acum, da. Bine, că până la alegeri... Colateral politic, în momentul de față direct, nu în ceea ce privește numărul consilierilor, aici deputaților, în momentul de față după legislația actuală, nu. Nu știm, nu, n-aș putea să-ți spun dacă în viitor va fi altfel, dar este, cum să spun, colateral politic, pentru că, sigur, eu cred că orice primar își dorește să acceseze fonduri și poate scăderea aceasta a populației nu îl ajută prea mult. Da, asta cam așa este. Am văzut din datele pe care le-ați trimis că fenomenul de îmbătrânire s-a accentuat. Da, da. Mai exact, unde este semnalat acest mai pregnant la noi în județ? Nu avem încă la dispoziție datele la nivel de UAT decât în ceea ce privește populația rezidentă și așa. Este tabelul pe care l-am anexat acestui comunicat de presă. Avem în momentul de față datele la nivel de județ și da, fenomenul de îmbătrânire s-a manifestat chiar de dinainte de recensământul precedent. O piramidă a vârstelor pentru județul Buzău în momentul de față nu mai are aspect de piramidă, ea ar trebui să aibă baza foarte mare, da, și să se îngusteze pe măsură ce trecem la grupă de vârstă înaintate. Ori are o bază foarte îngustă și ponderea populației născute cam prin 67-68 este cea mai mare în total populație. Din acest considerent, neavând foarte mulți tineri, vârsta medie a populației în județul Buzău în momentul de față este 44,4 ani, mai mare decât media pe țară. Știu că este un singur județ care are populație tânără. Da. Iar tendința asta de scădere a populației nu s-a înregistrat numai la județul Buzău. Pe ansamblu țară sunt doar 3 județe care au înregistrat creșteri. Da. Ilfov și este explicabil acolo datorită cartierelor rezidențiale multe construite, sediilor de multinaționale de acolo și județul Bistrița și Suceava. Curios. Acolo, da, nu am o explicație, probabil că se va analiza. Da, mai atent. Și acest fenomen, da. La acest capitol al îmbătrânirii, practic, pe ce poziție se situează județul nostru? Pe locul 36, dacă este să o luăm în ordine crescătoare a vârstei. Deci, pornind de la județul cu populația cea mai tânără, și atunci suntem pe locul 36, da, un județ cu o populație îmbătrânită. Da, spuneați la un moment dat că acest fenomen este de câțiva ani, adică și în 2011, este parcă și, atunci. Și se datorează, în primul rând, sporului natural negativ, deci faptului că sunt mai puține nașteri decât decese, lucru care se menține, trendul ăsta se menține de foarte, foarte mult timp, și datorită faptului că a mai crescut durata media vieții. Deci, dacă ne ducem la peste 70 de ani,
Acum rămâne sigur de văzut dacă mai ne fac și domnii cu prelungirea perioadei de pensionare. S-ar asta putea deocamdată să nu are legătură. Care este structura populației rezidente pe stări civile? Și să vă spun de ce mă interesează. Am văzut la nivel național, potrivit datelor preliminare, că sunt căsătorite mai multe femei comparativ cu bărbații. Cam care este situația la Buzău? Ne referim la, la populație rezidentă. Rezident, am zis, da. Bun, este foarte posibil ca soții doamnelor care stau recenză să fie în altă parte. Să fie în afara țării. Să fie în afara țării, să fie rezident în altă, adică să fi petrecut mai mult timp în străinătate sau în alt județ, da? Să considere că, deci să fie la lucru în alt județ sau în afara țării. Persoana respectivă de sex feminin are rezidența aici, deci își petrece cel mai mult timp aici, s-a recenzat aici, iar soțul în altă... Din acest motiv sunt mai multe femei căsătorite decât bărbați. Și așa avem și la Buzău? Pentru că... Aici m-am uit că... La Cluj ar fi o mare creștere. Parcă, sau poate nu mă uit eu bine, că sunt aici date... Sunt cam date la nivelul ochii, țării. Da, eu nu am comunicatul la nivelul țării. Dacă doriți... Mulțumesc! Bun, în fine, trecem peste acest aspect. Da, eu n-aș considera acum că da, nu e o prioritate. Da, e adevărat. Important aspect nu, pe care mi s-a părut o chestiune interesantă. Interesant, asta este explicația. Că în mod normal te gândești că dacă sunt căsătorite și discutăm de ceea ce legislația din România recunoaște ca și căsătorie, da? Deci numai între persoane de sex diferit, n-ai cum. Ar trebui să ai și partenerul, soțul aici. Aici, în principiu, uite da, că se întâmplă să nu fie. Și atunci nu a mai apărut în rezidenta... Cred că situația economică a fiecăruia dintre noi a cam dat peste cap și recensământul în sine. Mă gândesc. Nu știu dacă... Pentru că vorbim asta despre faptul că aici nu-și găsesc loc de muncă și atunci pleacă. Da, din punctul ăsta de vedere, da. Păi, pe baza asta mergem, că foarte mulți au plecat, au migrat. Da. Dacă ar fi da, să chiar ne dacă așa. Nu definitiv... Nu. Sunt și mulți plecați la studii. Sunt mulți. Discutăm și despre chestia asta, că vreau și despre acest capitol să discutăm, dar haideți să vorbim că am văzut un fenomen interesant, că în majoritatea, în unele localități, cel puțin la nivelul județului Buzău, se constată o creștere a populației. Da, și am văzut nu sunt foarte multe. Nu sunt foarte multe, din păcate. Da, sunt câteva, dar sunt trei. Sunt pe lângă municipiul Buzău. Exact, asta am deci vrut să și spun. Deci lumea migrează. Da, dar fenomenul mărăcineni va după și Vernești, fenomenele. Nu da, sunt așa niște fenomene. Da. Foarte mulți cetățeni, locuitori ai municipiului Buzău și-au construit locuințe în zona limitrofă, respectiv în aceste trei comune. A și fost, cum să spun, și am repetat-o, o oarecare luptă cu ghilimelele de rigoare între primăria municipiului Buzău și cele trei, mai ales mărăcineni, pentru că, sigur, fiecare și-a dorit să-și mențină numărul de locuitori. Mărăcineni să-l și crească, a și reușit, nu, poate nu la nivelul la care și-ar fi dorit, pentru că, din câte știu eu, își doreau să depășească 10.000 de locuitori. Nu s-a întâmplat încă, nu înseamnă că nu se va întâmpla. Care este aspectul aici? Dintre cei care, să zic că și-au făcut o a doua locuință într-una din OAT-urile, cele trei OAT-uri, sunt mulți care au o locuință și încă și în Buzău. Au un apartament în Buzău și și-au construit o casă în Mărăcineni sau în Vadupaș sau în Vernești. Teoria spune așa, te recenzezi, îți declari reședință acolo unde îți petreci cel mai mult timp. Deci ei poate nu și-au schimbat domiciliul, să zicem. Domiciliul a rămas tot în municipiul Buzău, dar poate că au petrecut mai mult timp în Mărăcineni și s-au recenzat acolo. Există posibilitatea
că tot vorbim despre faptul că și-au făcut o casă sau au cumpărat o casă, ceva de genul. Există posibilitatea ca majoritatea să facă acest lucru pentru că se gândesc la pensie să se retragă la țară, nu? Și atunci... Nu majoritatea. În primul rând că nu majoritatea își pot permite o a doua locuință. Mă rog, câți și-au făcut, da? Și există posibilitatea ca numărul acestora să scadă la următorul recensământ sau următoarele recensăminte odată ce vor ajunge la pensie și se retrag la țară. Adică să scadă... Populația municipiului Buzău. Exact, și să crească. Da, a mai existat fenomenul ăsta și există în continuare. Sunt persoane care se retrag în mediul rural la vârsta pensionării, dar nu neapărat prin achiziția de alte case. Sunt care au moșteniri și atunci se retrag acolo. O să vedem, o să urmărim fenomenul în timp. Da. Și, practic, cam câte au aceste localități, dacă e să luăm pe cifre? Deci, Mărăținenul a ajuns la 9.653, 8.279, deci a crescut cu aproape 1.400 de persoane, Vadu Paș a crescut cu 514, iar Verneștiu cu 375. Micuț, dar a crescut. Totuși, sunt 375 de persoane. Da, sunt. Care au plecat. Da, nu neapărat, sau nu numai din Buzău. Poate că sunt și din alte județe, de ce nu? Nu știu. Ah, da. Așa este. Bun, am vorbit despre localitățile în care s-a semnalat această creștere a populației. Care sunt localitățile unde se semnalează o scădere dramatică? În afară de municipiul Buzău, care are o scădere de peste 12.000 de locuitori, este și Râmnicu Sărat, cu 4.069 de locuitori, Pătârlagele cu 1.028, Lopătariu cu 1.243, mă rog, cam astea ar fi, să zic, semnificative ca și creștere, în cifra absolută, pentru că asta spune ceva. Dacă este să discutăm despre procente, tot cam pe acolo, tot ar fi și Valea Sălcii cu o scădere de 31,83%, Mărgăriteștiu cu 31,42%, dar la ei în cifre absolute sunt 219-247. Acum depinde și la ce te raportezi, că dacă te raportezi la comuna Pardoș, care a avut 400 și ceva și are 300 și ceva, scăderea în cifre relative este foarte mare. Absolute nu. Că 100 de persoane zici că nu este... Așa o diferență... Un dezastru, da. Da. Totuși, mi-aduc aminte că sunt, cel puțin în unele sate, comune, de fapt, sunt sate în care câteodată locuiești și câte doi oameni. Sunt. Acele sate probabil că într-un viitor vor ajunge să fie depopulate. Da. Deja au fost. Dacă te gândești că au mai ajuns doi să trăiască într-un sat, că tu și persoane, uitat de lume. Pentru că acolo sunt populația este extrem de îmbătrânită. Și atunci nu mai sunt nașteri. Deci dispare populația pe cale naturală. Clar. Prin deces. Clar. Care este structura populației județului Buzău după nivelul de educație? Că tot vorbeam aici, mi-a spus mai devreme. Da, este mult mai interesant de discutat despre pregătire. Nivelul de instruire. Da, iarăși n-aș putea spune că suntem cu un județ cu un nivel foarte ridicat de instruire, pentru că ponderea cea mai mare, 45%, au un nivel mediu de educație, adică post-liceal, liceal, profesional, ucenici, învățământ complementar, 44,5% nivel scăzut, respectiv preșcolar, primar, gimnazial sau fără școală absolvită și abia 10,5% nivel superior. Să zicem că n-ar fi o problemă la cei cu nivelul mediu și nivelul superior, problema noastră este aceea la nivelul scăzut. Da. Este deci este de mare. Foarte mare procentul. Și dacă ar fi să aveți așa o situație cât era în 2011, de exemplu, zic și eu. Nu am acum. Putem să facem o discuție pe această temă. Nu. Fundamental la nivelul de instruire, nu sunt diferențe față de 2011. Asta e grav. Adică speram să scadă acest procent de 44% pe Uite care îl avem acum. Uite că nu scade, pentru că nu te gândi că aici, în procentul ăsta, sunt numai persoane în vârstă. Dar nu am referit numai la asta. Nu. Dar aici e mai grav. Da.
Oarecum, da, în ciuda tuturor măsurilor care au existat și există și în continuare, și a doua șansă, și tot soiul de cursuri, poate că pe undeva și asta, cred că domnul director al Agenției Județene de Ocupare și Formare ar putea să dezvolte mai mult subiectul. Știu pentru că mai particip la ședințe comune. Asta este și o problemă pentru care sunt multe locuri de muncă care nu se pot ocupa, tocmai din cauza acestui nivel scăzut de pregătire. Da, păi, mai mi spunea că știu că am vorbit cu domnul director acum ceva timp și îmi spunea așa, măi, eu vreau să fac cursuri de formare profesională sau ce este pentru un viitor angajat. Dar problema este că distanța de unde trebuie să vină omul ăla și lipsa unui venit, acestea îl împiedică să urmeze cursurile acestea. Este și ăsta un aspect. Și mulți dacă te referi la niște cursuri care presupun să fie avut și tu o pregătire anterioară atunci. Mai sunt unii care nu au deloc și vor... Mai este și ăsta un impediment, da. Dar asta este situația, asta este realitatea. Păi, pentru că tot am vorbit, am deschis acest subiect, am văzut așa, că în datele acestea preliminare, da, câți buzoieni lucrează, am văzut, cât sunt pensionari, cât sunt asistați social și cât sunt șomeri. Ce să spunem, din păcate, populația activă a județului este numai de 154,8.000 persoane, din care ocupate sunt 144,1.000 persoane și șomeri 10,7.000 persoane. Ce este, să zic, nu neapărat îngrijorător, dar ne arată încă o dată sau subliniază faptul că populația este foarte îmbătrânită, este acest procent de 43,3% a numărului de pensionari în total populație inactivă. Deci peste 2/5 din inactivi sunt pensionarii și studenții și elevii o reprezintă numai 26,8%. Deci, dovadă, dacă ei ar fi fost relativ echilibrați, ca procent, da, atunci populația noastră era o populație tânără. Și ca asistat social, cam cât avem? Nici cifrele referitoare la asistații nu reprezintă. Acum, asistați sociali sunt considerate și persoanele care sunt întreținute de stat și întreținute de alte persoane. Procentul nu este chiar așa de mare la nivelul județului. Mai sunt, da. Și mai exact cât sunt? Nu am cifrele la... Pentru că, și vă zic și de ce, se tot discută despre chestia asta. Bun, înțelegem să-i ajutăm pe cei care sunt asistați social, dar, de exemplu, sunt la această categorie foarte mulți tineri, apți de muncă. Da. Ce intră la această categorie. Acum. Și aici vorbim iarăși. Despre ceea ce vorbim noi. Da, noi vorbim este pe baza, nu, este pe baza liberei declarații. Prin urmare, sigur, se poate face o comparație, dar atunci când cifrele le vom avea disponibile și la nivelul UAT-urilor, pentru că este un indicator pe care încă nu-l avem la nivel de UAT, îl avem la nivelul județului, atunci poate că am putea discuta, să zicem, cu informațiile pe care le are fiecare primărie în parte. Este libera declarație. De ce s-a considerat așa? Da, bine, aici. Sau dacă este realmente așa, aici nu e altă discuție. Da, pe care, sincer, nu o pot susține. Da, am înțeles, dar asta zic, din câte știu eu și ce am văzut, cam aici e o chestiune discutabilă cu asistații sociale. Bun, la nivelul județului Buzău, procentajul persoanelor care s-au recenzat, fie că, sau nu s-au recenzat, fie prin autorecenzare sau prin intermediul recenzorului până la finalul lunii 31 iulie, parcă, 31 iulie. Așa, 2022, care a fost? Păi să, noi am ajuns la peste 92% din populație recenzată. 92%? Peste, a fost peste. Uh-huh.
Și asta după ce ați mai avut o etapă, din câte mi-aduc eu aminte. Deci a fost prima etapă aceea autorecenzării, când am avut și autorecenzare asistată. Așa. Care s-a prelungit pentru că, da, mă rog, au apărut foarte multe solicitări, ca de obicei, exact. Sistemul în ultimele blocat, zile. Și da, multe altele, da. A fost perioada de recenzare pe teren efectiv, care, da, și aceasta s-a prelungit. Și în ultimile 2 săptămâni am creat și niște puncte fixe. Uh-huh. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care, să zicem, nu au avut posibilitatea, n-au avut un device, nu s-au priceput să se autorecenzeze. N-au fost la domiciliu în perioada în care recenzorul a mers pe teren și atunci le-am oferit varianta acestor puncte fixe de recenzare, mai ales la nivelul municipiului Buzău, la municipiul Râmnicu Sărat, și ele au fost organizate și de, da, către primărie și de către noi la sediu. Bun, deci ați zis 92%? Peste 92%. Peste 92%. Diferența asta înseamnă că diferența vor fi sancționați? Sunt, nu. Că parcă așa știam, nu, că era. Păi s-a zis. Da, s-au dat amenzi și s-au dat câteva amenzi în județ, nu foarte multe, s-au, așa, dat, da, acelor persoane care refuzau. Au refuzat direct, adică a ajuns recenzorul acolo și n-au vrut să-l primească, n-au vrut, au agresat și verbal, acelor persoane, da. Dar până la urma urmei, poate că sunt persoane care chiar nu au fost la domiciliu, uh-huh, și atunci n-ai cum să-i sancționezi. Așa. Și a existat această variantă, și anume importul din surse administrative, lucru despre care am vorbit de la bun început, da, 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 și am spus. Uh-huh. Se vor completa informațiile cu informații din surse administrative. Adică dacă un cetățean are, să zicem, domiciliu și îl și regăsești într-un revisal că lucrează în UAT-ul respectiv, îți poți permite să-i importi niște date, cu excepția datelor care se referă la etnie, limbă maternă, religie, nivel de instruire, dar statutul ocupațional și faptul că are, să zicem, domiciliu undeva, asta le-ai putut importa. Și de asta zic că, mă rog, plus minus foarte puțin la sută, cam atâția suntem. Bun, din păcate nu mai avem timpul necesar, l-am depășit. Vă mulțumesc din nou pentru prezență. Mulțumesc și eu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii. Până data viitoare, când ne vom revedea, vă dorim să aveți parte de zile frumoase și să vă bucurați de ele.